Ora 15, sunt Ioana Constantin, încep 3 ore de politica zilei. Vă mulțumesc că sunteți aici pe B1 TV. Domnule, au ajuns puii vopsiți agenți electorali în România. Ieri, toată ziua, am discutat despre puii galbeni din magazine. Domnule, hrană falsă, contrafăcută, există în România. Există în toată lumea. Nu avem instituții care să controleze. Doar că ieri de dimineață, tot scandalul ăsta a pornit de la șeful ANPC, domnul Horia Constantinescu, care pe la amiază, după ce a terminat cu puii vopsiți, a început cu ceara vopsită și a anunțat că va candida la primăria Constanța din partea PSD. Mă rog, au urmat ore în șir de dezbateri cu puii, cu vopseaua, cu mâncarea, cu ANSVSA-ul, cu ANPC-ul și domnul Ciolacu a avut o opinie. Ca să aflăm astăzi, vine și domnul Barbu. Ne spune că a vorbit și cu omologul lui din Franța, de unde vin puii ăștia. Că noi în România, știți, mai greu, noi hrană nu prea pe rafturile din România, hrană românească, dar de la import, de unde nimerim. Dom'le, se investighează și în Franța puii ăștia vopsiți acum. Vă dați seama câtă batjocură e de fapt pentru ce mâncăm, pentru ce plătim, pentru tot ce facem noi românii, din partea instituțiilor și politicienilor. O să discutăm despre asta, o să discutăm și despre harababura asta de la capital. Asta e o harababură reală, e o bătaie de joc la adresa bucureștenilor. L-au mai pus la mișto și pe medicul ăsta. Nu-l cunosc, am înțeles că e un medic bun, mă rog, manager la universitate. Doamne, nu merge nimeni cu el în nicio campanie, ăștia își bat joc de el, l-a dus Negoiță să vadă niște pavere și au făcut un selfie și a plecat. Dar candidatul adevărat e Piedone. Ăștia de la Aur se gudură pe lângă, pe acolo, fac ei treabă. O gargară de campanie. O să vă arăt astăzi cum arată primăria lui Piedone, primăria nepoților. Are 3 nepoți. Unui consilier local, altui șef adjunct la poliția locală și încă unui administratorul public de la sectorul 5. Ginerele știți deja că e pe acolo, fiul vrea să-l lasă moștenitor, pica era și ea până administrație, vrea să fie pe lista la europarlamentare. Dom'le, o afacere de familie, așa. Nu-mi place domnul Piedone așa, el e pe politica veche. Toată lumea trebuie băgată acolo de unde se poate trăi bine. O să vă arăt și aici curtea de conturi despre primăria lui Piedone, cum s-au spart așa toate contractele fără licitații. Și tot în ediția de astăzi, dacă v-ați fi gândit că s-a ocupat cineva de milițienii aia de la Constanța, care l-au lăsat pe drogatul de Pascu să circule liniștit în continuare, vă înșelați. Unul dintre ei, fostul șef de la rutiera din Constanța, are pensie specială, s-a pensionat și a plecat după eveniment. Ceilalți milițieni au fost sancționați 20% din salariu, domne. Vă dați seama ce, 3 luni, vă dați seama ce le-au făcut? 20% i-au nenorocit practic. O să aibă și ei pensii speciale, evident. Unul ca la Maramureș, pe unul l-au mutat la Vaslui, pe unul nu știu, nu răspunde nimeni pentru nimic în țara asta. Ci că duminică intrăm în Air Schengen. Se duce Predoiul la Viena, vorbește cu Carnăr, ne mai umilește ăla încă o dată, fac conferință de presă comună, să ne explice cum e cu intratul ăsta în Schengen. Am multe subiecte astăzi, vreau să vă arăt însă, încă o dată, mojicia absolută, nesimțirea absolută cu recalcularea pensiilor. Apare iar domnul Baciu de la pensii, șeful de la Casa de Pensii, și anunță că o să fie pe pierdere politicienii, dar bine, o îmbrac așa academic, e cu indicele de corecție, se calculează, se recalculează. Mie îmi pare rău că domnul Baciu niciodată nu vrea să vorbească cu mine, de câte ori îl căutăm, n-are internet. Eu tot încerc să-i explică telefoanele, când vă sunăm, nu-s pe bază de internet, domnul Baciu. Faxul vă merge sau e și el tot pe internet? Începem, 3 ore de politica zilei. Invitații mei și ai dumneavoastră de la această prima oră, printr-o legătură video, colega noastră Eli Roman, realizator special B1 TV. Bun găsit, Eli! Bună ziua, mulțumesc! De asemenea, doamna Zarvescu, din partea Asociației Pensionarilor din Olt. Bună ziua, doamna Georgeta Zarvescu! Bună ziua! Ni se alătură eurodeputatul USR Vlad Botoș. Mulțumesc, Vlad! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Și jurnalistul Ciprian Purice. Mulțumesc tare mult, Ciprian! Țărul mâinile, mulțumesc pentru invitație! Așadar, doamna Zarvescu, cu dumneavoastră am prima dată treabă, că am citit astăzi din domnul Baciu, șeful de la Casa de Pensii, după ce ne-a anunțat cu mult covor roșu că a cumpărat softul pentru recalcularea pensiilor, dar acum l-a apucat cu indicele de corecție. Și hai să vedem declarația, pentru că anunță, fără nicio așa emoție, că de fapt o să fie multe pensii pe pierdere la final. Ne spune că cine s-a pensionat înainte de 2011 va avea pensii mai mari, iar ceilalți unde s-a aplicat un indice de corecție mai mare la început vor avea niște majorări mai mici. Să arătăm și declarația, erau pe colegii mei.
1,5 milioane de pensionari ar putea să fie pe pierdere, spune domnul, pe pierdere. Adică nu o să aibă cine știe ce majorare, spune domnul Baciu. Iată, e posibil ca o pensie să rămână pe loc un an, pentru că au beneficiat de niște avantaje în decursul pensionării și apoi să ajungă toate la același nivel. Cei care au beneficiat de un indice de corecție mare vor avea creșteri mai mici. Cei care nu au beneficiat de indice de corecție vor beneficia de creșteri mai mari. Da, Zarvescu, înainte știu că mai aveți niște lucruri să ne spuneți în plus că ați mai aflat, dar vă rog eu, dați-ne o explicație pentru ce spune aici domnul Baciu cu oameni care vor sta pe un an pe loc la majorarea pensiilor. Bună ziua! Ioana, domnul Baciu cred că ne încearcă răbdarea la pensionari. Vine de fiecare dată cu o anumită bombă. Ioana, deci domnul Baciu sigur nu cunoaște realitatea din sistemul de pensii. Să spun de ce. La vechea recalculare au fost 1.600.000 de pensionari care nu au primit nimic la pensie și 1.900.000 au primit. De data asta, eu cred că vor fi mai mulți pensionari de 1.500.000 la care pensia le va sta pe loc. Pentru că nu datorită indicului de corecție, Ioana, pentru că domnul Baciu lucrează în sistem la pensii de foarte mulți ani. Dacă avea persoane competente, acel indice de corecție era ținut sub control și astăzi nu ajungeam la inechitățile care sunt în sistemul de pensii. Eu să fiu în locul lui domnul Baciu, nu aș avea curajul să vorbesc. Pentru că dânsul a fost la casa de pensii Dolz și a văzut inechitățile pe care trebuia să le sensibilizeze de atunci. Domnul Baciu vine acum și spune, eu părerea mea că vor fi mai mulți la care pensia nu va crește de la 1 ianuarie, de la 1 septembrie și nu numai atât, nu vor sta numai un an. Vor fi persoane care poate vor sta și 2-3 ani, Ioana, fără să mai primească indexare la pensii. Eu îl rog pe domnul Baciu, care ne anunță că s-a procurat softul, să ne prezinte public pe posturile de televiziune și cum va arăta o decizie de pensie pe legea 360 pe 2023. Știți, Ioana? Pentru că decizia de pensie care este în prezent pe legea 263 nu este clară și pensionarii nu pot să-și dea seama cum au fost calculate punctele pe contributivitate. De aceea, domnul Baciu ar trebui să se preocupe și să prezinte public cum va arăta o nouă decizie de pensionare și să nu ne mai amăgească. Și dau un sfat domnului Baciu, eu sunt în București, Ioana, să se ducă într-o farmacie să stea 20 de minute, să vadă cum vin pensionarii, Ioana, și cumpără pastile. M-a uimit când era un domn în vârstă, a cumpărat pentru el, avea o hârtie în mână și a spus, am și pentru soție, dar nu mai am bani. Pensionarii o duc foarte greu. Domnul Baciu vorbește povești. Trebuie să ne lase cu acestea și să facă urgent, să trimită deciziile la pensionari, că numai atunci se va vedea clar care va fi impactul bugetar la pensie. El nu a făcut o simulare să se știe exact câți bărbați, câte femei sunt și cât va fi efortul bugetar. A rămas să stabilească Banca Mondială. Domnul Baciu putea dânsul să facă acest calcul de mult și să ne prezinte. Vreau să ne spună câte persoane sunt cu grupă de muncă, pentru că cei mai afectați, Ioana, vor fi cei cu grupele de muncă care vor rămâne pe loc și cei care se vor pensiona de la 1 septembrie 2023, la grupele de muncă va fi dezastru, 24, vor ieși cu pensii mult mai mici. Astea sunt lucrurile pe care trebuie să le prezinte domnul Baciu, nu să vină de fiecare dată cu anumite povești. Pensionarii s-au săturat de afirmațiile pe care le face domnul Baciu, care lucrează în sistemul de pensii de 20 de ani. Deci noi nu mai acceptăm să ne prezinte realitatea. Doamna Zarvescu, o ultimă întrebare. Doamna ministru Bucura Oprescu a spus că după recalcularea din septembrie, primele pensii majorate vin pe 2 septembrie, spune domnia sa, pensionarii încă vor mai putea să depună documente. Păi cum vine asta? Nu au ei toate documentele deja la casele de pensii?
Ioana, deci la casele de pensii, când persoanele s-au pensionat, unii din ei au depus documente pentru acord global sau sporuri nepermanente. Acele sporuri nu au fost luate în calcul, dar în legea 360 spune clar, acele sporuri nepermanente și acorduri global se vor calcula în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a noii legi. Știi de ce au făcut lucrul ăsta, Ioana? Pentru că efortul bugetar va fi enorm în momentul când se vor lua în calcul și acele adeverințe care există la dosare. Dar domnul Baciu ar trebui să spună de acel ordin dat de dânsul 299 din 2023, crede-mă, mă sună pensionar din toată țara, care sunt siderați pentru că le cer firmele de arhivă câte 4.000 de lei să le elibereze acele adeverințe. Domnul Baciu, asta ar trebui să vină să spună la pensionar de ce a trecut acele sume imense pentru eliberarea unei adeverințe. Este inacceptabil. Știi de ce se întâmplă lucrul ăsta? Pentru că noi pensionarii n-am știut să ne apărăm drepturile, Ioana. Am depistat în legea 360 o aberație. Există o persoană care a lucrat 29 de ani în grupă de muncă și nu se poate pensiona să beneficieze de reducerile de grupă pentru că au prevăzut un articol în acea lege că trebuie să aibă 35 de ani de contributivitate. Dar în legile speciale, Ioana, o persoană cu 25 de ani se poate pensiona la 48-49 de ani. Deci legile pentru cei mulți sunt proaste și pentru speciali legile sunt făcute bine. Că ei știu să-și apere drepturile, dar da, noi, cei mulți, n-am știut să ne apărăm drepturile. În sistemul de pensii speciale merge totul foarte bine. Mulțumesc mult, doamna Zarvescu. Le reamintesc telespectatorilor, șeful casei de pensii spune că cei care ați beneficiat de indice mare de corecție n-o să aveți niște majorări foarte mici sau chiar deloc, un an, pensiile vor sta pe loc. Mergem mai departe. Informație de ultimă oră, ministrul afacerilor interne, domnul Predoiu, merge la Viena pe 2 aprilie, săptămâna viitoare, asta după ce România va intra în Air Schengen la 31 martie. Vlad Botoș, eu vin către tine, am mai discutat despre povestea asta cu bucățica asta de Schengen ce ni se oferă nouă acum la finalul lunii martie. Înțeleg că vor fi declarații comune pe aeroportul din Viena, susținute de Predoiu împreună cu ministrul austriac al internelor Karner, cel care ne iubește foarte mult, zice nu, România nu în Schengen. Doamna Constantin, chiar cu 5 minute înainte să intru în emisiunea dumneavoastră, am trecut frontiera pe autostradă la Năclac 2, venind cu mașina de la Bruxelles. Coada de autocamioane de tiruri pe autostradă, pe sensul de intrare în România, era de undeva la 10 km am numărat, iar Năclac 1, vechea frontieră pe drumul național era la fel, drumul era blocat. Se stă la nivel de camioane, se stă ore întregi, la nivel de pasageri am stat câteva zeci de minute. Sper ca domnul Predoiu, în 2 aprilie, dacă tot merge pe aeroportul de la Viena, sper să nu fie grevă, pentru că astăzi operatorii de pe aeroportul din Viena sunt în grevă și personalul de la Austrian Airlines, am auzit la radio venit în coace, sper să stabilească cu domnul Karner și un termen când România va intra terestru în Schengen. Pentru că asta ne interesează pe noi. Este bine că intrăm cu aeroporturile, cu spațiul aerian și, mă rog, cu cel maritim, însă 75% din mărfurile care sunt exportate și importate în România intră pe cale rutieră. 80% din populația României circulă și traversează frontiera spre vest pe cale terestră. Asta ne interesează pe noi, iar un astfel de calendar, un termen fix, ar trebui să obțină domnul Predoiu dacă tot merge la Viena din nou și tot are o întâlnire cu domnul Karner și tot au declarații de presă comune pe aeroportul din Viena. Da, Eli Roman, pare o frăție cu Viena pe care o tot experimentăm, așa, o prietenie. Domnule, l-am mai auzit și pe domnul Ciolacu zilele trecute că a zis că îi felicită pe cei doi, că dialoghează, că nu știu ce fac. Doi, dar nu se vede niciun pas înainte, adică ăsta cu Air Schengen e o glumă. Or să fie cât? 2 minute câștigate atunci când zburăm cu avionul alături de familiile noastre. Înțeleg că sunt cele 17 aeroporturi pregătite ale României, pregătite pentru aceste Air Schengen.
Sâmbătă spre duminică noapte vom câștiga, iată de acum încolo, aproximativ 2-3 minute în a elimina aceste controle pe care le făceam să arătăm datele noastre de identitate. Acum, nu știu, pe cale diplomatică, la nivel de conducere a țării, înțeleg că se depun toate eforturile ca anul acesta să intrăm total în Schengen, pentru că, așa cum spunea și domnul Botoș, cele mai mari pierderi le avem din partea transportatorilor, adică la accesarea Schengenului terestru. Miliarde, aproape 10 miliarde de euro pe care anual România le pierde. Deci aici ar trebui să nu mai pierdem timpul și de fiecare dată când avem ocazia să purtăm aceste negocieri amicale, diplomatice, dar să apăsăm un pic pedala. Pentru că banii ăștia înseamnă timp pierdut pentru acești agenți economici, agenți economici cu care statul român vedem cum se poartă. Acum, hai pe aici, pe acolo, mai plafonat RCA-ul ăsta, că și asta era o problemă pentru transportatorii români. Foarte adevărat. Că pierd ore, zeci de ore la granițele dintre state. Bun, Ciprian Purice, eu nu sunt așa de convinsă că noi mai intrăm anul ăsta, că e an electoral, toată lumea are alegeri peste tot, toată lumea fuge de povestea asta. Dar tot festivismul ăsta, înțeleg, intrăm în Schengen, ok, o să fie niște austrieci care o să ne verifice și pe aici pe Otopeni, înțeleg că o să trimite ei niște ofițieri mai deștepți decât ai noștri să ne explice nouă cum se face. Da, cred că Austria în continuare trage speranță la gazele din Marea Neagră, că aici e adevărata miză, blocajul Schengen din partea Austriei. Ei au dependență 98% de gazele rusești. Ungaria văd că își caută variante alternative cu importul din Turcia, care tranzitează România prin Brua, ca să reducă dependența directă, că și Turcia tot de la ruși cumpără gaze, că nu au așa mari zăcăminte. Deci Austria, dacă vor ști ai noștri să negocieze, le vor putea rezerva o parte din tranzitul de gaze care vor veni dinspre Azerbaijan, dinspre Turcia și ies pe la Nădlac, spre Ungaria, respectiv mai departe spre Austria. Sper să ne ținem în continuare tare și să nu cedăm gazele din Marea Neagră, pentru că, repet, aici a fost adevărata miză și probabil în continuare Austria de asta face această fazare, ne aruncă un oșcior, cum ați zis și voi foarte bine, cu Air Schengen-ul, și ne ține blocați pe adevărata miză a acestui acord cu vămile terestre. Repet, sper să avem, mai ales că e an electoral, sper ca politicienii și statul român să nu cedeze și gazele din Marea Neagră să rămână în România pentru dezvoltarea industriei petrochimice. Că asta aici e adevăratul, dacă vreți, e cloșca cu pui, cu ouăle de aur, pentru că pentru industria petrochimică gazele care vin pe vapor, cele lichefiate, nu sunt bune. Sunt bune doar pentru încălzit. Ca pentru petrochimie e nevoie de gaze care merg pe țeavă, iar cele din Marea Neagră sunt foarte, foarte valoroase în această direcție. Da, nu cred că mai există această șansă. Vlad Botoș, profit că ești aici și vreau să te întreb de chestiune. Se vorbește despre comisarul UE pe apărare și inclusiv bulgarii spun că există o șansă să vină în Europa de Est acest comisar și Iohannis, evident, el ne spune cu NATO, dar înțeleg că ar fi o discuție și despre acest post de comisar al Uniunii pe apărare. Există astfel de discuții la Bruxelles? Acest portofoliu va fi nou înființat în viitoarea comisie, probabil o viitoare comisie tot condusă de doamna Ursula von der Leyen. S-a stabilit acest lucru că va fi creat acest comisar de apărare. Mă rog, nu știu câte atribuții va avea și ce greutate va avea în viitoarea comisie europene. Cert este că și Polonia și Bulgaria își doresc acest post, acest comisar de apărare. Eu cred că și domnul Iohannis își dorește pentru el însuși, nu pentru altcineva, acest comisar. Probabil de aceea și ridica miza cu secretarul general NATO. Însă, dacă tot își dorește acest portofoliu, de ce nu a intervenit și de ce nu a zis nimic public anul trecut, când guvernul Ciolacu a tăiat 7 miliarde de lei de la înzestrarea armatei? Pentru că acest portofoliu va fi practic pentru înzestrarea armatei europene. Și cum vom putea înarma sau susține Ucraina mai departe. Adică dacă tu vrei la nivel european să coordonezi politica de apărare, măcar fă mai bine în țara ta, că ești comandantul suprem a forțelor armate din România prin poziția de președinte. Adică spune, da, practic, de ce s-au tăiat atâtea bani de la înzestrare armate în condițiile în care în nordul țării avem război. Mă rog, la
granița noastră de nord în Ucraina. Da, o să vedem până la urmă cu ce poziție o să se aleagă Europa de Est până la urmă, flancul estic, cum ni se spune, regiunea Mării Negre. Informație de ultimă oră, breaking news, doamnelor și domnilor. Continuă scandalul puiilor vopsiți, ce credeți? A apărut domnul Barbu, ministrul agriculturii, să ne explice cum e cu puii aceștia vopsiți. Haideți să vedem și declarația pe care a dat-o domnul Barbu cu foarte puțin timp în urmă, spunându-ne că a discutat chiar cu omologul din Franța. Spune așa, eu nu cred acest lucru, celălalt vă rog frumos. Bun, eu nu cred acest lucru că fermierii fac așa ceva, în primul rând. În al doilea rând, ANSVSA, care nu este în subordinea Ministerului Agriculturii, face verificări. Și bineînțeles că se va ieși cu un raport pe acest lucru. Nu pot să-mi dau cu părerea, eu nu cred că fermierii români vopsesc pui, să fie foarte clar. Mai departe, spune, ca să înțelegem, puii pe care îi vedem în magazinele de retail sunt cei cu 80-90% crescuți cu porumb. Am deschis piață, inclusiv cu omologul meu francez ministru, piața din Franța la pui din România, cel mai mare export de carne de pui în Franța se face din România, de la fermierii români, pentru că noi avem pe carne de pui un grad de autosuficiență de 160%. România produce aproape 400 de milioane de pui. Bună ziua, domnule Ștefan Muscă. Mulțumesc mult că sunteți aici. Mulțumesc, Rona. Ia ziceți, domnule Muscă, ieri vorbeam de puii ăștia galbeni. Astăzi iată ce s-a întâmplat cu puii galbeni. Nu crede nimeni că se întâmplă așa ceva. Ne spune și ANSVSA-ul, ne spune și domnul Barbu. Numai domnul Horia Constantinescu electoral vede puii ăștia galbeni. Eu sunt convinsă că în România pe rafturi e foarte multă hrană falsă. Stimată doamnă, noi nu facem diferența un singur lucru. La mine aici, în zonă, la Giurgiu, este un crescător de păsări, dar este, nu este român. Este arab, care astăzi se naște puiul la 35 de zile, trebuie să o luăm găină. Să vină domnul Barbu, să-i arăt eu, să vedem. Și ăsta este încadrat tot la fermier român. Pentru că ăsta este fermier român cu capital străin. Deci dacă e posibil la mine în fermă, la 35 de zile, să vede câteva rifioare la un pui, la această fermă, trebuie să luăm o găină. Deci să vină domnul Barbu să arătăm noi și să nu ne mai bage în oară cu acești oameni. Să ne mai bage în oară cu oamenii care face 3-4 porci pe an, iar eu fac decât unul singur. Adică la mine, într-un ciclu de 12 luni, abia reușesc să fac un porc la 140 sau 150 de kilograme. Iar în fermele astea, tot la fermieri români, dar cu capital străin, adică firme românești cu capital străin, face 3 serii de porci. Și atunci se vine să vedem unde sunt instituțiile statului, dacă își fac datoria și să nu mai bage fermierul român în aceeași oară cu cei străini. Dar dumneavoastră credeți că este real ce a spus ANPC-ul până la urmă sau a fost pur și simplu o chestiune electorală? Pentru că noi nu mai știm ce să mai credem. Marfă contrafăcută e clar. Au confiscat ANSVSA-ul, nu ANPC-ul, cele 17.000 de kilograme de lapte și brânzeturi îndoite cu apă, cu sare, cu chimicale, cu nu mai știu ce. Deci e clar că există această hrană contrafăcută și nu doar în România. 10% din hrana mondială e contrafăcută. Printre cele mai contrafăcute, lactatele, mierea, cafeaua, am citit și am discutat cu toții. Dar, dumneavoastră, credeți în vorbele astea aruncate ieri de ANPC și în clipurile alea cu puii spălați cu buretele? Eu știu atâta că produse lactate, peste 70% vin, sunt produse din afara țării românești. Că vine din țări, nu în UE, că vine din UE, eu știu că 70% din produse lactate sunt din afară. Vreau să iasă aceste institute să spună clar, domne, ăsta a fost fermier român, care l-am prins cu produse lactate contrafăcute. Nu să spun așa pe mare, că nu înțeleg lucrurile astea. Să vine să spun clar. Și dacă e vorba de asta, să ridice licența, să nu mai fabrici viața lui produse lactate. Eu asta sunt de acord. Noi nu vrem să fim băgați în oare și vrem să se vorbească cu subiect și predicat. Iar ceea ce se întâmplă cu puii, e clară situația. Știe și ei destul de bine ce s-a întâmplat. Pentru că noi am cerut să fie verificate toate produsele care vin din UE și, și să introducă taxe vamale și au fost refuzați. Eu am cerut de mai mult timp taxe vamale pe produsele agroalimentare din țările non-UE și verificare la sânge.
Eu încep să cred, domnule Musk, că vin multe și din UE și tocmai asta e tragedia. Vin multe din UE direct cu pesticide, cu chimicale și cu toate cele. Mai stați puțin cu noi. Ciprian Purice, da, a fost un scandal electoral pentru că domnul Horia Constantinescu imediat și-a anunțat candidatura la primăria Constanța sau omul chiar avea o poveste aici? Că am înnebunit toți, am văzut, mai sunt unii pe la alte emisiuni. Domnule, au venit cu pui, umblă cu puiul pe la televizor. Haideți să, domnule, oamenii n-au ce să mănânce în România. Faceți altceva cu puii ăia, nu mai faceți experimente în glumă la televizoare. Dar noi trebuie să știm totuși ce mâncăm, că vedem câte boli apar în România, câte cancere și medicii au fost aici indirect de multe ori și au spus da, domne, pesticide, în căpșună, în verdeață, în salată, în orice. Nu e greșit că un om politic, un șef de instituție vrea să puncteze la capitolul imagine, dar trebuie să aibă și rezultate în activitatea sa. Că până la urmă asta e esența democrației și a statului. De asta punem oameni politici în anumite în instituții, da? Foarte bine, dar e o bază în această poveste sau e un fake news? Și dacă e adevărat ce se întâmplă, mergem până la finalitate sau doar dăm câteva declarații de presă, isterizăm două zile o țară întreagă, după care lucrurile rămân așa? Iar în chestiunea asta, ce vă spune domnul Musk, e de fapt o problemă de competiție, pentru că un fermier onest care hrănește puiul cu porumb sau porcul cu furajul cum trebuie, nu va avea niciodată cum să vină cu un preț la fel de mic ca cei care bagă în ei tot felul de chimicale și pesticide. Deci iată că aici vorbim de, dacă veți, ar trebui să se facă un grup de lucru la nivelul guvernului și cu ANSVSA-ul și cu ANPC-ul și cu Consiliul Concurenței în chestiunea producției de carne de pui și carne de porc. Asta mâncăm noi cel mai mult în țara asta. Și cei care într-adevăr respectă regulile să fie ocrotiți, iar cei care le încalcă să fie scoși de pe piață. Că peste toată povestea asta venim și cu puii din Ucraina. Că pe lângă cereale, zahăr și făină, am ajuns să importăm inclusiv pui din Ucraina. Da, de carnea de pasăre înțeleg că a devenit o problemă mare la nivelul Uniunii. Miere iarăși adusă din Ucraina, dar și din China. Copiii României primesc miere din China la programul la laptele și cornul. Ca să vă dați seama cât de nebun suntem ca țară. Eli Roman, deci vine ministrul, ne spune că puii sunt cu porumb, de fapt mănâncă porumb și îi trimite și în Franța. Eu zic să te apuce și aia din Franța să verifice dacă sunt vopsiți. Dar, pe de altă parte, instituțiile astea sunt într-un război politic, fiecare cu treaba lui, și ANSVSA-ul și ANPC-ul, am constatat de mai mult timp. Iarăși, la pesta porcină aceeași discuție. Dacă în războiul ăsta politic dintre instituții, Ioana Constantin, nu știu dacă ai văzut, dar vine celebra ICA. Îți amintești? Da, e cum să nu. Da? Da. Zice, doamne, stați linșiți, nu există așa ceva. Deci, se înclină un pic balanța în a înclina spre un, nu știu, fake news, făcut cu bună știință sau nu, omul și-a făcut awareness. Omul acum are eticheta aceea, e omul ăla de la ANPC care, uite, s-a îngrijit că vrem să avem produse sănătoase. Omului ăsta îi va rămâne în minte, nu că a fost un fake news. Poate, oricine poate greși, nu? E omenește. A aruncat-o, știi, un prost, 10 n-o mai scot. Că acum nu ne mai atingem de carnea de pui, eventual. Păi oricum suntem în post, zic să ținem postul. Și producătorul local, care a tot investit, a luat bani de la Uniunea Europeană, care cum a putut, dar este o industrie performantă, aproape un miliard de euro încasări pe zona asta de carne de pui. 90% din carnea de pui este asigurată din producția locală. Da, păi în comparație cu carnea de porc, Eli, de unde aduce, acolo aducem 90% din extern, importăm. Da, acum să nu aruncăm, știi, cu anatema asupra întregii piețe, să nu mai consumăm carne de pui, să rămână producătorul local iarăși cu carnea de pui în rafturi, să o arunce, că nu mai consumă românul, că a venit unul și a zis că e colorată. Românul ca românul, da, dacă noi exportam, asta ar trebui să aibă o repercursiune și pe export, nu? Adică eu nu știu dacă la domnul Ciolacu am zis că s-au modificat bursele din cauza lui, de ce nu s-ar modifica și din cauza domnului Constantinescu unele lucruri, mă gândesc. Da, mă rog. Vlad Botoș, dar pe acolo, pe la voi, când mai mergeți la Parlamentul European, până în Franța, până în Belgia, nu știu, pui ăștia-s galbeni, colorați, discută cineva despre asta? Care-i politica pe securitatea alimentară la nivelul Uniunii? Habar n-am, că vine unul și ne zice că mâncăm pui vopsiți cu, nu știu, era să zic acum o prostie. Doamna Constantin, eu plec de la ideea pe care a menționat-o mai devreme doamna Eli Roman și a spus foarte bine, 90% din piața românească este producție internă. Adică dacă noi, acum, prin vocea unui reprezentant care trebuie să verifice protecția consumatorilor în România, punem la îndoială
tot ceea ce înseamnă calitatea puilor vândut în magazin este foarte, foarte grav. Eu cred că domnul Constantinescu a trebuit demis de urgență să-și vadă de campania lui de la Constanța și să vină un om competent în fruntea ANPC-ului. Nu și-a dat demisia. Nu și-a dat demisia. Nu, Eli a revenit și ne-a anunțat că el nu și-a dat demisia. Ok, deci, am crezut că și-a dat demisia, că a greșit cu această informație aruncată, sau că și-a dat demisia și se duce să candideze. Niciodată. Păi de simț e mai face campanie. Grav. Adică să pui la îndoială tot ceea ce mâncăm, să în aceste vremuri unde piețele sunt tot mai greu de achesat, să pui la îndoială calitatea mâncării este foarte, foarte grav din punctul meu de vedere. Eu săptămâna viitoare chiar o să fac o solicitare în acest sens. Vreau să văd, fiind membru în Comisia de Piață Internă și Protecția Consumatorului din Parlamentul European, chiar am să solicit domnului premier ce măsuri a luat în privința domnului Constantinescu. Pentru că, până la urmă... Păi l-a pus candidat, a luat măsura cea mai potrivită. L-a pus candidat la Constanța, să verificăm și scoicile. Dar, domnule Muscă, dacă mai sunteți, vreau totuși să vă întreb dacă vă afectează pe dumneavoastră în vreun fel lucrurile astea, pentru că eu credeam că noi promovăm ce se produce în România, nu distrugem ce se produce în România. Adică credeam, speram. Două sectoare mai funcționează în țara românească și văd că vor să le distrugă și pe acestea. Carnea de pasăre și carnea de miel. Dacă începem presiuni și pe carnea de pasăre și pe carnea de miel, laptele iese la pământ, carnea de porc este distrusă, astea două sectoare le mai aveam și noi bune și considerăm că mergem cu ele pe linia de putere, adică aveam și export, avem un sector bine dezvoltat. Acum avem pasăre, s-a încercat asta vară să ne tot domnul Câțu și cu domnul Vera și cu încă un domn deputat de la Tâmbovița care a încercat să ne oprească exportul de animale vii în țările arabe și a mers în Parlament cu 50 de ciobani și am oprit această nenorocire care s-a putea asupra noastră, a renunțat la miel, acum văd că ne-a luat pe pasăre. Dacă mergem în continuare așa, distrugem și astea două sectoare și cred că vom fi dependenți de țările europene și de țările nonuie. De cred că se dorește chiar distrugerea producătorului român în totalitatea lui. Mulțumesc mult, Ștefan Muscă, pentru că ați fost aici. Nu știu, domnul Horia Constantinescu, mulțumesc mult, Vlad Botoș, de asemenea. Domnul Horia Constantinescu are foarte multe războaie de-astea pornite. Acum un an și ceva, mi-aduc aminte în ianuarie, 12-13 ianuarie, mi-aduc aminte foarte bine, că a coincis cu ceva de-asta ținite data, era aici în platou la mine și plecase într-un război cu un suc, o firmă de-asta care produce sucuri portocală, să verifice concentrația de portocale. Dom'le, făcuse demers la Uniune că în România nu e portocală suficientă în sucurile alea. Ați mai aflat ceva de atunci? Nimic. N-am venit să ne mai spună. Vedeți că nu sunt portocale, vedeți că sunt stricate, vedeți că e kiwi în loc de portocală, vedeți că e apă de ploaie pusă acolo cu gheață, nu știu, apă din Dunăre, din Dâmbovița. Nimic. Așa și cu... Dom'le, aruncă unul o piatră, vorba ta Eli, și acum scoateți pietrele câte ori mai fi. Bine, hai să vă arăt o altă chestiune. Mă rog, știți că exact ca la sau cu agricultura, așa e cu sistemul de sănătate. În fiecare săptămână vorbim despre asta. Evident, iarăși, nu merge platforma aceea pentru medicii de familie. Nu merge cu cardul, dar n-a mers niciodată. Eu cred că trebuie bifat în calendar în ce zile a mers. Medicii de familie se plâng că ei duc săracii în muncă de IT-ști, efectiv. Alături de noi, Evelin Cristescu, medic de familie. Mulțumesc mult! Mulțumesc și eu pentru invitație. Ia să mai vedem. Deci înțelegem că situația e mult mai rea decât era acum câteva luni, decât era acum un an, acum câțiva ani. Nu mai merge nimic, practic. E din ce în ce mai rea, da, într-adevăr. Deci, dacă până acum devine de rău, cardul mai mergea și noi mai trebuia să mai lucrăm offline și să le ridicăm pe platforme cele servicii noaptea sau când mergea. Acum, de vreo două săptămâni așa, nu se mai poate semna cu cardul. Trebuie făcută o întreagă inginerie, băgat întreg sistemul offline, deconectat de la internet, reconectat. Deci este ceva... O bucurie să lucrezi cu cardul de sănătate și cu casa de asigurări, o bucurie. Dar care, sau ce spune Ministerul Sănătății la chestiunea asta? Care sunt opțiunile? Pentru că voi sunteți dependenți de utilizarea acestui sistem, acestor carduri.
acest minunat sistem este la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, nu neapărat la minister. Da. Și Casa Națională de Asigurări am văzut că face iară un concurs să mai angajeze niște IT-iști ca să mai lucreze pe la sistemul ăsta. Am mai făcut acum câteva luni un concurs. Sper să se și prezinte cineva la concursurile astea și lucrurile să o ia din loc. Înțeleg că s-au alocat niște fonduri pentru digitalizarea, pentru refacerea CV-ului și pentru digitalizarea Casei de Asigurări mai bine decât e și a mai nu știu câtor instituții. Și cam asta e tot ce știm. Nimica mai mult decât că noi în fiecare zi, în fiecare zi ne luptăm cu chestiunea asta. Ți-e și frică să zici ok, lucrez fără card, pentru că știi, după aia la sfârșit consultațiile s-ar putea să nu-ți fie validate și tu ai muncit degeaba. Și marea masă noastră majoritate trăind în munca asta, nu ne ducem la serviciu așa de hobby, fiindcă ne plictisim acasă. Aveți și cheltuieli pe cabinete, vi se decontează banii parțial. Aveți și cheltuieli pe cabinete? Da. Exact. E o bătaie de joc și sunteți din ce în ce mai puțini, dar eu nu reușesc să înțeleg de ce. Noi, când a fost făcut cardul ăsta de sănătate, eram copil, mi-aduc aminte, era Băniceu, ministrul de sănătate, a zis că ăsta e proiectul de țară al României. Proiectul de țară, vă dați seama, cardul a fost exact proiectul de țară. Pică non-stop, nu merge nimic. Mulțumesc, Eva, că ești aici. De fapt. Mulțumesc mult, Eva. Da, Eli, te rog. Sănătatea pe card. Eșecul unui sistem de aproape 300 de milioane de euro. Exact, da, atât de mulți bani și toate mentenanțele și toți banii care au venit ulterior pentru soft, că nu e doar startul acela. Mulțumesc mult, Eva, pentru că ai fost aici. Pe finalul discuției, înainte de publicitate, Eli și Ciprian, vreau să, amândoi sunteți părinți, vreau să vă arăt și vouă, să le arăt și telespectatorilor, o bătaie de aia generală sănătoasă într-o școală din Bacău, unde și profesorii și elevii s-au încăierat efectiv, vedeți aceste imagini blurate, dar asta este. E vorba de doi frați de clasa a 7-a, am înțeles, care au vrut să-l filmeze pe unul dintre profesori, pentru că ei au tot reclamat la directoare că erau înjurați, că erau jigniți de profesori. Ei, și în timp ce filmau, profesorul a vrut să le ia telefonul, s-a luat la bătaie cu ei încercând să le ia telefonul, a apărut un al doilea profesor care a continuat această bătaie generală filmată de restul copiilor, cu tras de păr, dat cu capul de bancă și așa mai departe. Cum te uiți, Ciprian, la povestea asta? Ce se întâmplă în școlile noastre? Nu putem să nu facem referire la cel mai ambițios proiect de țară din ultimii 10 ani, că se fac deja 10 ani, și anume România Educată. Aici am ajuns. Fără nicio legătură, proiect, fără nicio legătură cu probleme reale. Întâmplător, eu am fost în Consiliul de Administrație la mai multe școli și licee din București. Și în experiența mea, mai nou părinte, atunci nu eram, dar eram în școală, lucrurile funcționează acolo unde există ordine și disciplină. Altfel spus, chiar și la școli din zone mai puțin celebre ale Bucureștiului, fie că vorbim de margine, de periferie, de ferentari, acolo unde părinții, alături de profesori, alături de conducerea școlii, au impus reguli clare, vă dau exemplu, fără telefoane mobile. Simplu. Era prins copilul cu telefon mobil la școală, îi se confisca, îi se dădea la sfârșitul orelor. Avea copilul o urgență, suna directoarea sau profesorul, suna la părinți acasă. Doi. Reguli clare în materie de comportament. Și tot așa și funcționa. Și toată lumea s-a aliniat, părinții înțelegeau că trebuie să fie alături de profesori și alături de direcțiune ca să meargă acest proces educațional. În rest, aici se rupe filmul, pentru că sunt situații diferiți. Profesorii se pun pe un piedestal și nu văd echipa pe care ar trebui să o facă cu părintele în beneficiul copilului, pe care unul îl învață și celălalt acasă îl și educă. Pentru că mai avem și aici ceva lipsuri în privința comportamentului copiilor noștri, cei mai buni și cei mai frumoși, la școală. Păi de la părinți pornește că mama aia s-a dus să conteste exmatricularea după ce copilul a bătut-o pe dirigintă pe holurile școlii, vedeți? Deci eu cred că de la familie începe întâi. Să vă amintesc că o perioadă a fost, nici nu s-a aflat exmatricularea ca, să spunem, formă de pedepsirea celor care se comportă foarte agresiv în școală, în legile doamnei Deca. Abia au reintrodus. Așa e. Vă mulțumesc foarte mult. Eli, Ciprian, mulțumesc foarte mult pentru participare. Scurtă pauză.
cresc taxele pe proprietate de la anul. Sunt diferite impozite și taxe. Se vor majora din 2025, o să le analizăm de la fix, când discutăm și despre cum a transformat Piedone primăria într-o afacere de familie, trei nepoți, ginere, fiică, toată lumea e pe acolo într-un fel sau altul. O să discutăm și o să analizăm puțin ce se întâmplă și la capitală. Ne întoarcem repede.